Fotbaliștii slătineni continuă seria meciurilor amicale, dar și pe cea a victoriilor. CSM Slatina s-a impus ieri pe teren propriu cu scorul de 4 2 în fața echipei CS Universitatea Craiova 2. Golurile victoriei au fost marcate de Dorin Toma, care și-a trecut în cont o dublă, Neicu și Doman. Mâine, jucătorii antrenați de Cristian Stănculețu vor juca returul cu Unirea Bascov pe terenul acesteia. Staful tehnic al echipei slătinene își propune ca în perioada următoare să stabilească echipa de bază cu care va aborda noua ediție de campionat. Startul în noul sezon va fi dat pentru echipele din Liga a 3 -a pe 28 august. Potrivit deciziei FRF, în ediția 2021-2022 a competiției vor participa 100 de echipe împărțite în 10 serii a câte 10 echipe, la fel ca stagiunea trecută.